Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Proful Online. Suntem, iată, pe 24, nu? Parcă astăzi, 24 mai, și mă aflu într-o zonă mirifică. Nu credeam că sunt astfel de zone în țara asta și mai ales zone acestea atât de frumoase, zone melifere în primul rând. Haideți să vă spun pe scurt cam care este motivul acestei ajungere mele în zona asta. Dacă stau și bine și mă gândesc, nu câte treabă am, câte probleme am eu de rezolvat, numai la faptul că am să ajung aici nu m-am gândit. Da, am ajuns aici pentru că aici și-a plasat stupina Mirel. Mirel și cu Emil, cei doi pe care voi știți în filmele mele, cei doi care parcă și văd acum cât în 2014, în primăvara 2014, au ajuns la mine și îmi spuneau: vrem să cumpărăm și noi o familie de albine, domn profesor. Cum să procedăm? Păi, știți ceva, să umblați cu familia de albine? Păi, știm așa în mare. Băiatul meu stă tot timpul pe internet, la filmele dumneavoastră, și acum el are serviciu, poate după serviciu să ajungă la dumneavoastră. Și că acum să ajungă. Mai întâi să vedem exact ce și cum. Ce știe să facă la o familie de albine. Da, învățăm, ne străduim. Bine, hai. După câteva zile au și venit băiatul, ne-am apucat de treabă. Și acum, anul trecut, deci un an de zile, 2014, tot anul, au lucrat amândoi zi de zi. De fapt, în filmele îi vedeți pe Emil și pe Mirel. Iată ce zonă minunată au putut descoperi. Totul s-a întâmplat căutând o casă cu pământ, cu o zonă pe care au explorat, au descoperit-o. Nu știu, o să-l întrebăm dată pe Mirel, el se află deja aici. Nu se putea o zonă mai perfectă pentru a da drumul la o construcție de aceasta minunată. Da? Nu, o zonă mai grozavă. Deci, vedeți, ripele se prinde cu salcâm, teiul, pădurea de tei aproape, imediat aproape. Deci este nemaipomenit. Și iată și stupina lui. Anul trecut, înainte de tei, am făcut un lucru pe care nu l-am închipuiam că am să-l fac vreodată. Le-am dat 10 biostupi pe câte 13 rame de cuiet. Și de acolo, ușor, ușor, ei s-au apucat de treabă și iată și-au făcut o construcție foarte frumoasă. Salut, Mirel, salut! Băi, arată-te la față! Acum, mi-aminteam venind încoace că începeam noi filmul cam așa, tu filmai și eu, bine ați venit la Proful Online, la întâlnirea cu Proful Online, da? Ei, acum, tu ești actorul principal al filmului. Am ajuns aici, spun, sunt cântat, nici nu-mi vine să cred că ai putut găsi așa o zonă perfectă. Este cea mai grozavă. Nu știu dacă iernat aici, dar eu așa ți-a spus să iernezi aici. Deci se poate și ierna aici, este minunat, este ca o copcă. Aici nu ai curent, este o minune, o minune. Ce fel ați ales aici, vatra asta. Da, dragilor, spuneam, anul trecut înainte de tei, am stat noi de vorbă și am realizat performanța aceea, dându-ți cei 10 biostupi. Dacă mai încereai un biostup să ți-l dau, nu reușeam. Am cules. Bine ați venit. Bine te găsești și mă bucur mult, mult de tot mă bucur că ai așa o reușită. E o reușită pe care merită să o semnalăm și să le spunem tuturor. Iată, tu te aflai într-o situație în care trebuia să decizi ceva, aveai salariul, erai salariat, tot și ai zis, băi, nu să fac și altceva. Păi nu? Da? Formidabil. Da, bine, asta nu mă ajutor dumneavoastră și am avut de la cine învăța. Păi, dumneavoastră nu știu dacă aș fi reușit. Noi am stat în contact, dar știi ce m-a surprins, m-a plăcut? Faptul că tu n-ai hotărât să stai să mă sâcăi cu tot timpul cu telefonul. Ai urmărit filmele, dar ce mai apăreau, ce mai puneam eu și ai zis, băi, merg și eu în paralel. Am stat un an de zile. Da. Măi, azi, aproape zi de zi ai reușit, după ce ieși la serviciu sau când aveai liber la mine acolo. Da. Și dă și filmam amândoi. Mărturii sunt filmele care sunt pe internet. Corect. Știi ce vreau să spun? Sunt sute de tineri care merg în momentul de față, care și-au dat drumul la apicultură și fac apicultură pe baza filmelor pe care le-am construit eu acolo. Da, deci sunt oameni foarte mulți, nu mă cunosc. Tu ai avut șansa să stai de vorbă, să ne pipoim unul pe altul, da? Dar tu ai avut, ai mers foarte atent și mi-a plăcut foarte tare faptul că ești un om docil, adică nu încerci să faci improvizații, ai întrebat tot timpul aici ce trebuie, de ce facem asta, care-i motivul? Da. Nu răspundeam foarte des, pentru că spuneam, bun, punem mâna pe cameră, ca să filmăm. Da? De ce o făceam așa? Pentru că și tineri să se bucură de așa ceva. Da, bine, că și cu ajutorul lui tata, că singur nu sigur că da, sigur că da. Tata, coleg cu mine, când, parcă îl văd acum cum stătea acolo lângă grajd și spune, zice, când să viu seba? Am sunat acum 2 luni, să iau și eu o familie de albini și eu zic că păi, vedem noi când, cum, ce fel, dar nu eram eu așa dispus să încep colaborarea. Când noi suntem colegi, am zis, cum, Doamne, se poate? Am stat de vorbă și în sfârșit am văzut ardeleanul acela care măsoară de 2 ori, nu? Ca să ia o decizie. Nu-și lasă lucrurile așa la întâmplare, să nu meargă în pagubă, știi? Și mi-a plăcut foarte tare. Acum, ce vreau să spun? Eu, nu știu dacă m-ai urmărit, m-am zbătut foarte tare, pentru că voi tineri, când vă apucați de o chestie de asta, presupune investiții imense. Așa. Cum, Mirel, ați început? Ați căutat o casă, un teren, nu? Povestește-mi câte ceva. Cam aproape un an am căutat să cumpărăm un teren undeva. Am vrut mai pe lângă Bacău, nu am găsit, prețurile foarte scumpi. Și din întâmplare am găsit pe internet locul acesta. Și-o dura cam jumătate de an până ne-am gândit cu tata. Na, știți cum a spus dumneavoastră din ardeleanul. Asta am socotit, am gândit și până la urmă l-am cumpărat. A fost minunat, da, minunat, da, minunat. Decizia de a lua casa cu pământul, că nu numai casa respectivă, nu, și pământ, e și pământul. Și aici e posibilitatea să desfășori cum vrei tu. Da? Da? Dar e zona, da, nu-ți trebuia în altă parte. Credeți, pe lângă Bacău, ce să facă albina pe lângă Bacău? Noi aici, da, aici. Sutei și salcăm floarea soarelui și acolo pe deal și la intrare în Poieni, pe sus. Deci ai tot ce-ți trebuie pe aici, pe zonă. Da. Prin primăvara păpădie, ce trebuie în undă și nu duci lipsă de nimic. Este extraordinar. De aceea, trebuie să spun, pe baza acestui studiu făcut de voi și faptul că ați descoperit această zonă meliferă, te-ai gândit câte zone melifere nu sunt în țara asta neexploatate? Da? Foarte mult. Imens de multe. Da. Acești ticăloși, am să zic, de politicieni. Uite, am folosit cuvântul ăsta, băi, și vin alegerile. Da. Nu stau să urmărească ce i-a interesat pe bieții oameni. Da? Dacă ar ști acest mare potențial electoral măcar l-au, să facă ce? Ceva pentru tineri, pentru țară, pentru oameni. Da? Ne-am transformat foarte repede în niște, să spunem, o țară care să exporte produse bio. Tu să fii în stare, băi, de la teiul de anul trecut și să populezi toate acestea din 10 familii, este performanța. Este performanța Biostupului, care trebuie să o recunoaștem, nu? Corect. De aici mulțirea a putut să fie posibilă. Și iată, văd că tu, neavând posibilitatea să iei numai Biostupi, să vorbim pe cea dreaptă, da, iată să-i vedem Biostupii de acolo, ai trebuit să apelezi și la stupii de aceștia tradiționali, da, cu gândul să mă mulțesc și până nu trec eu la Biostupi. Văd, așa, mulțumesc frumos. Bine, cu timpul, avansând în... Da. Oricum, eu aș vrea să am doar Biostup. Sigur că da. Iată, aceștia sunt Biostupii de anul trecut, nu? Da. Și 10 ți-am dat, mi-amintești și acum, da? Ei bine, eu sesizând acest lucru, pentru că Dorința este mare, dar putința e mică la un moment dat, că trebuie investiții imense, nu? M-am dus și m-am zbătut ca să pot să-i conving la Ministerul Agriculturii. Am stat cu ministrul secretar de stat la Ministerul Agriculturii să acorde subvenție pe Biostup. Da? Cum se acordă la animale, la hectarul de nu știu ce, de pământ, să acorde și aici. Băi, au fost atât de încântat. Domnul profesor, nu se poate, facem treaba, nu știu cum, la Bruxelles, că este un, cum să spun, o chestie care trebuie să o exploatăm noi, în sfârșit. A apărut omul ieri, una Dana, care a făcut legea apiculturii, și aceea mă cunoșteam că prin 2012-2013 și sigur a blocat tot. Deci apar funcționarii ăștia care țin cu dinții de sistemul anterior și de toată organizarea. Și atunci am făcut mare lucru. Ce să spun, sunt super încântat de toate. Discută că nu prea avem timp, și tata cu serviciu și eu cu serviciu, și acum vrem toți să le mulțumim și nu mai avem timp să mai facem iarba, să mai facem curățenii pe aici, că așa e timpul. Așa, din fuga cea mare, mai rămâi seara, mai smulgi, mai faci și mai poți face. Important este că ați pornit. Ați pornit. Deci la sfârșitul anului ăsta, vă prinde vremea, așa anticipez eu, în jur de 70-80 de roiuri cu familii la Iernat. Să dea Dumnezeu. Dar ține minte ce spun, că știu ce spun. Vorbesc ca unul care știu toată povestea asta. Pentru că sunteți în etapa când înmulțiți foarte tare, foarte tare mulțiți, pentru că intenția voastră, că asta a fost la bun început, să reușiți să accesați niște fonduri europene, da? Corect. Asta este motivul. Ei trebuie ajuns în timpul cel mai scurt. Investiția cealaltă care o gândeam aceea, ca să luați un număr mare de stup, nu-i bună. Nu-i bună. Știi de ce nu-i bună? Pentru că tu trebuie să te înveți să lucrezi concret, să știi probleme, să-ți dezvolți toată partea asta practică. Deși, de pe filme se vede exact concret, dar nu să pui tu mâna pe ramă și alta ai povestea. Să vin probleme, să le dezbați. Da. Deci îți umple tot timpul, da? În momentul de față. Oricum, cu timpul aici aș vrea să fac gard, mi-am pus o livadă de meri, prune aici. Foarte tare. Să stea la umbră, da? Da. Cu timpul, să fac toate. Da. Dar timpul l-ați concentrat pentru că debutul de anul trecut de la, cu cei 10 biostupi, nu? Da. De la cei 10 biostupi, iată că acum ați reușit. Dacă reușim să sensibilizăm, și eu sper, cu filmulețul ăsta, cu alte filmulețe care urmă, sper să le determinăm să deschidă ochii și spun, băi, ce trebuie să facem noi? Să facem ceva pentru poporul ăsta, numai cât furăm, dar cât să furăm. Le furăm și ne-am furat sănătatea, le furăm învățământul, furăm tot. Asta au făcut acești căluși. Vezi acum ce s-a întâmplat în sănătate. Te-ai gândit de ce așa necazuri în sănătate? Pentru că tot de la educație provine. De ce așa ăștia n-au decât o singură preocupare, decât să fure? Pentru că asta e școala. Din școală s-au învățat să fure. De la copiat. Faptul când, bă, hai că acolo e șmecherea. Deci când ai de învăț, ele fiind, nu-ți convine să te apuci să muncești. Vezi cum faci cu copii, da? Așa e. Acest copiat, această formă de furt este un început. Apoi mai vine mama și cu tata. Are băiatul meu nevoie de meditație, are nevoie, pentru că vezi, nu se discută la obiectul ăsta. Mamă, știi, mi-e greu. Și când tu ești primul care știi că a dus bănuțul la profesor. Corect. Ca să treacă clasa, nu? Da, deci, traficul de influență și toate astea, corupția, primii pași la corupție în școală se învață, băi. Da? Aici este drama mare. Mâine o să ai familie, o să ai copii și o să vezi ce probleme noi apar cu ocazia asta. Fantastici. Eu am acum ocazia să constat concret despre treaba asta cu la lecțiile de matematică. Știi bine că eu alerg și la matematică, țin și acolo în priză lucrurile. Tot aveți ocupații dumneavoastră. Băi, știi cum, îmi rămân foarte mult. Din 24 îmi rămân 4-5 ore dacă le dorm de somn. Atât. Pentru că și când mă trezesc, trebuie să mă gândesc la ce fac și cum optimizez problemele acelea care le am. Așadar, dragilor, nu poți să fii decât entuziasmat. Și știi ce te-aș ruga? Deschide-și tu un stup să ne uităm așa la el, da? Nu aveți nevoie de iau o mască, ca să nu mă înțepe la ochi. Dar și dacă mă înțapă, pe mine mi-am creat imunitate. Așa. Așa la început, când veneam la dumneavoastră, să umfla mâna când... Bă, dar acum nu mai simt nimic, am un pic o înțepătură și... Așa. Da, bun, da. Să iau eu ceva. Da. Ce bucurie am astăzi! Fii atent! Este așa de mare bucuria încât toate problemele care le-am de rezolvat, le-am uitat. Și știi ce acolo? Acolo e șantier la mine. Ei, Doamne, Doamne! Stăteam pe gânduri, mă uitam cât timpul e gata să plouă și băi, mă duc acolo, ce fac? Da, uite că Dumnezeu rândește și nu plouă chiar, picure ceva, dar sper să nu mai țină câteva minute. Nu știu unde o lăsat tata de alta. Dar tu știi că găsești tu ceva, o șurbență, da, da. O șurbență, un cuțit, ori... Da, mă uită... Mă cam... Ceva probleme cu furnici, aici sunt multe furnici. Așa este, așa este. Dar știi, când ele se apără de la un loc încolo, când sunt puternice, se apără, furnica nu mai îndrăsnește. Dar mai dai și tu cu vaselină pe jos. Am citit undeva să pun cu apă, mai dau la mușuroi. Da? Da, 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 și așa, și așa. Oricum, mușuroile, cauza trebuie distrusă, da? Da, iată, aici... Zuroi sunt foarte mici, că da, mă, da, da. Mulțesc, da, 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 da. Dar sunt frumos, mă bucur, uite cât de frumos. Băi, și cu folia, este o minune, da? Da? Dar la toți am fost. La toți am fost. Deci și cei care da, nu sunt... Toți, la toți. Sigur că da, sigur că da. Ai învățat. Da. Sigur că... Iată cât de frumos a pornit și acest roi. Se duce foarte bine, foarte bine. În spate acolo... Aici la... am e familie. Am, o familie, da, 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 da. Am făcut un schimb liniștit, acum am spus cum am făcut, da, 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 învățat. Da, 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 da. Am făcut acolo ochiul de miros, așa, așa, ca să simtă matca, miros de matcă. Da, 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 da. Da, 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 este extraordinar, extraordinar. Așa am la toți, doar la ultimul nu, că am vrut să-l las un pic mai mare, să am de unde lua rame. Îl mulți tot tipul de puiet pe ăsta. Da, da. El nu știe ce l-așteaptă. Știi, betul de el, dar varsă continuu. Spune că chiar ai și reușit la o mătcuță să se ducă spre schimb liniștit. Da, da? Da, da. E foarte tare. Eu, uite, acum am să-ți mai spun încă ceva, Mirel. Eu am folosit acum, am biostupul, la înmulțire l-am transformat 5 într-1. Deci, l-a dat toată, ai și tu două posibilități, da, două da, diafragme, da, da. Și ai împărțit-o în 3, da? Da. Și ai 3 roiuri, practic, aici. Iar în față, știi, o scoți albina pe aici, prin rampa de zbor din față, da. Și pui o bucată de folie, da. Am pus-o, uite așa, pune, da, așa, da. Uite așa, pui. Uite așa, da? Da, da, da. Așa. Te uiți în filme cum am procedat eu. Am mai scos pe 2 rame aici și 3 în spate. Dar și treaba care o faci mi se pare deșteaptă, pentru că pe ăștia puternici și tot bagi faguri, da, da. Da, crezi continuu și îl muși de puiet și bagi puiet în stânga, în dreapta, jos pe cealaltă, mai te duci și mai pornești un roișor. Da, da, așa. Da? Deci și asta e foarte bună, pentru că tu trebuie să ai și ceva de bază, trebuie să ai și o familie puternică. Da. Ca să-ți dea puiet. Da. Iar când astea acum pornesc și încep să o mățile, îți dai seama, fiecare își crește acolo și de la un loc încolo și asta devine capabil, da. Și asta devine capabil să-ți dea rame. Da, deci pe timpul teiului, pe toți îi mulci. Da, da. Da? Păi ăștia iau de aici, ai mut în altă parte și fac alții. Poți să vii aici? Sigur că da, cu complet. Dar eu mă gândeam să încep să mulci de aici și puietul, cu 2 rame și duci la altul, duci la altul și întărești pe ceilalți. Și la el la rând. Deci nu-i cazul să ții, chiar dacă mulțești foarte bine, când ai ajuns matca de ouă, trebuie să o valorifici și pe aceea nouă. Da. O întărești un pic pe aceea ca să-ți furnizeze puiet. Da. Decât să te întinzi foarte mult câte o ramă peste tot, mai bine faci așa. Pe ăștia care i-ai acum, câți ai, îi întărești repede, da, da, da. Până în tei îți vor vărsa puiet cât cuprinde. Iar pe timpul teiului te duci puternic, da. la mulțire. Da? Îi dublezi pur și simplu. Da. Și atunci ai făcut treaba deșteaptă. În timpul culesului ei se prind măcile, se da, dezvoltă, da. Cum s-a întâmplat anul trecut. Da, așa. Că practic așa s-a întâmplat, nu? În timpul culesului s-a întâmplat chestia aceea și tu ai făcut treaba... Da, pe timpul teiului. Pe timpul teiului ai făcut toată povestea asta. Da. Ei, este minunat. Sigur, găsim soluții când ești frământat. Băi, este starea de bine pe care o ai tu acum, extraordinară. Aceea că e la tine acasă, măi. Deci... Da, ce fericit sunt, mai ales când am văzut bocile la toți. Și pe aia au ieșit măcile, dar au fost timpul ăla înainte de Paști, după Paști, ploios. A, nu, da, ți-o dat înapoi. Da, și nu mi s-au perecheat măcile, da. Într-o săptămână așa. Și mă gândeam, de ce nu mi eram perecheat? Pe aia când le-am văzut, mară, cam la vreo 10-12, eram foarte bucuros. Da, da, e starea de bine care nu poți, nu poți explica. O știi numai tu ca apicultor. Iarăși o idee foarte tare. Pentru împerechere nu folosim corectoarele. Da. Că există riscul, ți-am povestit atunci. Unde numai la familie, unde sunt mățile împerecheate, acolo folosim colectoarele. Da. În rest, lasă că dacă intră matca, vine, dă Dumnezeu și vine matca și intră în colector, ai străcat toată povestea. Corect. Așa că sunt lucruri foarte importante. Da, Mirel, mă bucur. Este reușita ca și a mea. Deci nu știu dacă mă fac înțeles, dar bucuria mea este imensă cu adiția asta. În primăvara asta am avut și o altă stare de bine, că mi-a venit și a cumpărat cineva vreo 40 de familii. În Edița Câmp, de la Iași. Nu știu dacă ai văzut filmulețul. Nu l-am văzut. Nu l-ai văzut. Nu ai văzut, că nu mai ai timp. Hai să o spun niciodată. Când sunt 24, după ai venit dimineața ce ajung la 10:30, 11 acasă, nu mai am nimic. Te mai duci la fotbal? Mă mai duc câteodată, da? Da, rar acum, că ai fotbalul, meciul tău aici. Îți consumă tot timpul, nu mai ai. Și cu cât te dezvolți mai mult, cu atât lucrurile se complică, da? Dar nu-i nimic. Nu e problemă. Nu? Ne străduim, ales și cu tata, vine și el, că ideea a fost așa, până într-o loc, când lucrurile s-au complicat și ne putem duce pe povestea asta, ne retragem și facem o apicultură performantă, așa că înțelegând, am înțeles totul. Bun. Și spuneam că am avut bucuria asta și mi-au venit cei doi. Măi, am zis eu că e o glumă. Și m-am găsit pe la Iași la Târgu Apicol cu ei. Ea, fata, stătea lângă el. Purta ochelare. Nu mi-am dat seama prea bine. Când am ajuns acasă, mi-am dat seama că era nevăzătoare. Când am venit în Bacău, la Stupină. Auzi, am trăit un sentiment extraordinar, așa, zis, cum? Ea face apicultură, ea stătea într-un singur loc țintuită și știa totul despre albine. Totul. Au zis că de când v-am descoperit, de vreo 2 ani de zile, ascult filmele dumneavoastră și eu imaginez tot exact cum se lucrează acolo, știu toată tehnologia, tot. Și am spus, nu se poate ca eu să nu-i ajut pe tinerii ăștia. Și știi, ca și la tine, le-am dat un număr de, am zis eu că îi dau 7 rame de puiet, le-am dat 9 și 10, n-am stat eu pe gânduri. Că mi le mulțește Dumnezeu, nu-i povestea. Așa cum la tine, dacă mă încerc, pe 13 piramiți, ți-amintești? Da, 12 în față și 3 în spate. Da. Dacă mă încerea să mai fac un biostur, nu aveam de une. N-am mintea că amândoi am muncit. Le-am cules peste tot. Băi, tău, fac o treabă ca să aibă cu ce mulți. Că își vineai cu lăzile goale de albine, ce să mulțești? Ori dacă ai albină, ai ce mulți. Așadar, dragilor, am așa o stare de bine și Mirel, este unul dintre cei care au reușit. Sunt foarte mulți care au reușit, pe care nu știu. Îi știu numai la telefon, dar nu i-am memorat, nu i-am reținut. Vreau să vă spun că dacă acum toți cei care sunt șefi de partide pe la așa și ar apleca o leacă urechea, să înțeleagă că oamenii asta așteaptă, să facă ceva concret. Știți ce ar trebui făcut? Legea, să dea o lege pentru școala de apicultură a Proful Online să fie oficial cunoscută, că tu ce ai făcut ca să poți accesa fondul? Ai făcut o școală de asta? Da. Te-ai dus acolo și ce ai făcut? Hai să spunem. Nu m-am dus. Tot învățai la Proful Online, da. De acolo era toată informația ta. Așa. Ei bine, acum, fiindcă internetul e peste tot, oficializată asta, se pot da diploma aceea, mă. Asta mi-e durerea mare. Se pot da diploma aceea și să nu mai te duci tu să stai acolo la orele care aveai altceva de făcut. Vrei să ești la fotbal, vrei să faci altceva. Trebuie să duci acolo ca să stai acolo pe scaun, să ai și tu prezență. Unii numai că s-au dus, s-au înscris și până m-au luat hârtia. Are vreo influență școala aceea? Zero. Doamne, te ajută diploma, atât. Atât, dar de ce să nu... Să-i dau și niște bani, hai să spunem pe ce dreaptă. Nu știu cât, văd 300, 400 de lei. 300 de lei. Păi băi, dar nu-ți bani aruncați. Nu-i mai bine dai 150, 200, că iei și pachetele DVD-uri și nu știu ce. Și la reconversie profesională, deci se poate face. Așa că mă întorc să vă spun, liberali sau ce mai sunteți voi acolo și fără să faceți ceva, faceți-o că pentru că oficializați școala de apicultură, se pot da diplome, oamenii se apucă de treabă, au videomanuale, au atâta informație pe internet, încât nu mai trebuie să valorificăm. Potențialul apicol există, nu este extraordinar, mă gândesc, zone întregi nevalorificate. Da, da. Acum s-a mai dus un pic capul, dar sâmbătă așa de frumos era. Da, cred. Te îmbăta, pur și simplu, dacă nu erai atent, cădeai prin râpa asta, așa, pe acolo. Da. Așa, este superbă zona. Nu se putea una mai frumoasă. Dacă aș avea putere, aș lua și eu albinele în buzunar, nu știu cum, să aduc și eu pe amele, pe acolo, că stau acolo betele ele. Dar nu-l poți să le ai pe toate. Da, am și eu salcăm acolo, nu cam pe discuție, am și tei suficient. Dar zona, liniștea asta, nu te îmbolnăvești de atâta liniște. Da. Este extraordinar. Deci asta spun. Și cum se apropie alegerii la primării, primarii din comuna aceea știu cel mai bine să facă treaba asta. Și așa spune, băi, chiar dacă nu sunt tineri în sat, că sunt satele goale, dar sunt toate tineri de la orașe. Tu din Bacău, băcăuan, nu? Da. Ajungi, să găsești, te-ai interesat, ai descoperit, ai venit, ai văzut, ți-ai luat pământul, ți-ai luat casa, ți-ai luat nu știu ce, dezvolți vatra asta. Deci asta pot face zeci de mii de tineri, nu? Și mai în vârstă și așa mai departe. Tu trebuie din clipa asta să fii ajutat. Te-a ajutat Proful Online cu ce a putut el pentru start. Dar statul trebuie să vină să-ți dea o subvenție, să te ajute. Stupul, biostupul, să-l putem achiziționa la un preț mai mic. Nu, nu poți să dai 500. N-ai de unde să le dai 500 de fiecare dată, pe fiecare ladă de asta. N-ai cum. Iată că acum caturile care le ai, nu le poți folosi, că tu ai ideea de înmulțire. Da? Nu te frământă producția acum. Dar va veni și vremea aceea, încât, în final, dacă s-ar înțelege asta, tu să ai numai grijă, Mirel, tu să ai numai grijă ce să faci. Numai să produci, da? Și să vin la poartă la tine, că este apicultorul cu tare, care e contract cu cel care achiziționează, și ți-a produs să-ți dă bănuțul, jos bănuțul, că nu povești, da? Să-ți dă bănuțul și tu stai în continuare și te concentrezi pe mulțire, pe dezvoltare, pe tot și trebuie mai departe. Ai fonduri, poți să te dezvolți și tu. Accesezi fonduri europene, faci o treabă, mă. Și de acolo, cum se trece de să ia laptele de la fiecare persoană, așa, de la persoane care au animale, așa să fie și pentru asta. Iar produsele fiind de calitate, nu ne îndreptăm spre produse bio, urmează să constați la fiecare moment. Acum nu poți valorifica potențialul biostupului pentru că n-ai dezvoltat albina, tu te gândești puțin albin. Puțin albin, tu te gândești practic la mulțire. Așadar, dragilor, sper ca filmulețul ăsta să vă atragă atenția vouă, politicienilor, și să înțelegeți că aveți o șansă. Iar dacă vreți să vă aleagă lumea și vă aleagă cu drag, nu așa, valorificăm ce? Băi, tot dintre noi trebuie să ne aleagă. Nu pe mine, pe tine. Noi suntem prieteni, asta e problema, asta e povestea. Sfurăm în continuare. Ei, dacă vreți să fie altceva, încercați și filmulețul ăsta în al 12-lea să-l puteți valorifica. Eu vi-l fac, îl pun la dispoziție și vă spun că aveți o șansă. Cu adevărat o șansă. Să vă arăt și ceva, neavând bani. Așa. Am cumpărat niște polistiren. Așa. Am făcut eu singur stup din polistiren. Vezi? Cauți soluția cea mai ieftină, pentru că pe tine te interesează și în căciulul se pot crește albine. Deci vezi, cauți tot felul de idei ca să poți să-ți duci proiectul la bun sfârșit. Da? Deci practic 4 scândurele, ai pus polistirenul acela. Și asta la capătul, la marginea polistirenului, am pus scândură și le-am pus difund. Da, iată. Iată, idei tot felul ca să o scoți cât mai ieftin, da. Cât mai ieftin. Și se poate albina asta acolo. Ai făcut un capac, ai făcut toată povestea. Da? Da? Deci, acum spun, știi că eu am lăzile cele vii și îți dau din lăzile acelea, că sunt gata făcute, nu mai faci capacul. Mulțumesc. Da? Deci vreau să fiu lângă tine. Că și asta consumă timp. Da. Consumă timp, până să migălești, până să faci tu nu știu ce. E foarte migălos. Da, aproape zici, băi, dar fac cum pot să mai iau niște lăzi. Da? Deci sunt lăzi de la vagoane care le-am avut și pe care le vezi tu că le pun de desubt acolo, da? Le mărăresc pe ceilalți pentru tine să facă asta. Dacă ei nu știu să facă ceva, iată că Proful Online se străduie să facă cât se poate de mult. Da, mulțumesc frumos. Da. Băi, am avut înțelegeri pe asta? Nu, m-ai surprins. Nu, nu, aici îmi plac mie filmele astea spontane. Da? Deci, acele în care deodată spune, băi, facem așa, facem așa. Da? Bun, dragilor, iată, Albina, citim de la Ordiniș, care este roi în formare, care are matca. Matca, știm sigur că matca lucrează, pentru că o văd că are polen. Dacă are polen, care are polen, e limpede că e împerecheată. Da. Da? Iată, ăla e mai puternic, cealaltă e mai puternic. Deci de acolo ne dăm seama de fiecare, după frecvența de la rampa de zboare. Asta e lucru important. Operatorul din mine, ocupat cu povestea, a uitat să mai ducă camera și să poziționeze ce trebuie. Seamnă că nu fac. Eu tot timpul sunt filmat, nu filmez eu. Da. Bine, dragilor. Haide că, știi ce, mă opresc aici, să las să lucrezi și tu, să mă duc și eu la lucru. Băi, mă gândesc foarte tare la tine, dar mă gândesc la mine cu ceva. Corect, corect. Ce mă așteaptă acolo? Așadar, Mirel, mi-ai făcut o zi frumoasă. La fel și mie. Deci vă mulțumesc frumos că ați venit pe la mine. Să vedeți ce am... Am reușit o mică parte cu ajutorul dumneavoastră. Mă bucur mult. Da, și o să, oricum o să vă chem când o să fie totul plin aici acum. O să știi că acum că știu unde să ajung, să dau un telefon și să zic, băi, acum venim. O să te trezești că venim și dacă eu mai convin pe câte cineva să arăt concret filmulețul ăsta, sper să-i convingă. Nu știu. Dacă sunt interesați, numai să ne fure și să ne păcălească, nu convingi pe nimeni. Dar sper să găsesc soluții. Îmi doresc foarte mult să, nu numai pe tine să te pot ajuta, să ajut pe foarte mulți cei care sunt în situația de aceasta. Să te scoli dimineața, să n-ai nici unde să pleci ca tânăr. Este cumplit, așa, este momentul criminal. Deci să vezi că n-ai rost, parcă, nu? Ce să mai faci tu o familie, să te apuci să... Exact ca familie de albine. Da. Nu-i matcă, nu-i nimic acolo și besmeteșește. Ia iurea. La revedere. La revedere. Ne vedem și cu altă ocazie, da? Da.